Colegiul Aurel Vijoli sărbătorește în această perioadă zilele școlii, iar astăzi au avut loc mai multe acțiuni care să marcheze acest eveniment important al instituției școlare. Sărbătoarea a debutat cu o slujbă la capela școlii, capelă care poartă hramul Sfintei Caterina, sărbătorită astăzi în calendarul ortodox. De asemenea, elevii și profesorii au luat parte la sărbătoarea mărului, devenită deja tradiție în acest colegiu. Așadar, astăzi a fost o zi specială la Colegiul Aurel Vijoli. Hramul capelei, construit în urmă cu 2 ani în incinta școlii, a adunat zeci de cadre didactice, dar și copii la slujbă încă de dimineață. Îmbrăcați frumos în costume tradiționale, elevii au colindat în fața celor prezenți la sărbătoare. Foaie verde, foi de cimbru, măi române măi! Foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fim mândru măi! Române, românași! Această activitate este doar una din cele propuse în cadrul zilelor școlii. Sunt zilele școlii care debutează cu slujba în Capela Sfânta Caterina și pe întreg parcursul lunii decembrie sunt o serie de activități care sunt dedicate școlii noastre, pornind de la vizitarea și participarea la activitățile la clasa elevilor, expoziții. Deci este o gamă foarte mare de acțiuni dedicate nașterii Domnului și, sigur, sărbătorii noastre. De la slujbă, profesorii, dar și elevii au fost invitați la sărbătoarea mărului, ajunsă la cea de-a 6-a ediție. Da, într-adevăr, am ajuns la 6-a ediție. Astăzi, într-o zi specială pentru liceul nostru, pentru Colegiul Aurel Vijoli, este și ziua, sunt zilele, de fapt, zilele liceului, iar astăzi, de Sfânta Ecaterina, este și hramul bisericii noastre. Da, am organizat sărbătoarea mărului, într-adevăr. Copiii noștri, împreună cu colegele mele din Catedra de Alimentație Publică și Contabilitate, am pregătit și anul acesta, ca de obicei a devenit o tradiție pentru noi, tot felul de preparate făcute din măr sau cu mere. Elevii împreună cu îndrumătorii lor au realizat fel de fel de produse din măr, de la tradiționala plăcintă cu mere, la tort de mere și suc de mere. Am pregătit pentru a 6-a ediție a sărbătoarea mărului, am pregătit prăjituri de post, dulce și mere. Și suc de mere. În cadrul zilelor școlii se vor organiza și în perioada următoare mai multe activități.